Acidul hialuronic este o substanță care se găsește în piele și are de asemenea rolul de a menține epiderma într-o stare normală. De asemenea, nivelul de acid hialuronic conținut în epidermă scade odată cu vârsta. Tocmai din acest motiv s-a decis utilizarea lui ca tratament. Tratamentele cu această substanță redau aspectul natural al pielii, fiind unele dintre cele mai sigure și eficiente alternative anti-aging. Urmărim chiar acum un material despre tratamentul cearcănelor prin injectare cu acid hialuronic. Tratamentul cearcănelor cu acid hialuronic este un tratament foarte non-invaziv, în sensul că substanța care se administrează în golul dintre pleoapa inferioară și pometele pacientei este o substanță care este un zahăr natural, identic cu acela care se găsește în organismul omului. În momentul în care ne hotărâm că avem nevoie de acest tratament, primul pas este evaluarea pacientei. Deci, în primul rând, trebuie să ne uităm la pacientă pentru a hotărî dacă putem aduce direct o corecție pe cearcănul propriu zis, dacă avem de fapt o problemă de culoare și atunci nu vom apela la acidul hialuronic, ci vom apela la tratamente de laser sau de depigmentare, sau dacă avem o problemă de etaj mediu. Adică uneori pacienții observă prezența cearcănelor din cauza faptului că în etajul mediu al feței cantitatea de țesut gras este insuficientă și permite ligamentului să coboare înainte de vârsta biologică. Dacă ne vom uita la pacientă din poziția frontală, o să observăm că la ea principala problemă este de fapt în etajul mediu și nu are niște cearcăne deosebite congenitale din cauza unei orbite prea ascuțite, lucru care se poate observa foarte ușor în momentul în care pacienta înclină capul și privește în sus. Veronica, uită-te la mâna mea. Moment în care se observă că deși pacienta este foarte tânără și arată foarte bine în poziția cu capul drept, în poziția cu capul în piept, vedem deja că în această coborâre va coborâ mult mai târziu, mai devreme cearcănul decât este cazul. În momentul în care noi vom administra în etajul mediu substanța bazată pe acidul hialuronic și o vom repoziționa, vom avea o ridicare a cearcănului cu cel puțin un centimetru, un centimetru și jumătate. Procedura este o procedură pentru persoane care nu au probleme de edeme palpebrale, deci nu prezintă pungi sub ochi. În momentul în care avem o pacientă care prin cearcăne înțelege de fapt prezența pungilor sub ochi, nu vom plasa în etajul mediu ca atunci când avem cearcăne propriu-zise, ci ne vom limita la umplerea propriu-zisă a șansului care se va crea între pungă și etajul mediu al feței. Respectiv, vom desface puțin din această diferență de nivel. Este o terapie care nu se face persoanelor însărcinate, nu se face persoanelor care au alergie la substanța anestezică, pentru că acidul hialuronic încorporează lidocaină ca să nu mai avem nevoie de anestezie separată, fiind o zonă foarte delicată și greu de făcut anestezie. În momentul în care am curățat foarte bine și am îndepărtat orice urmă de machiaj, din cauza prezenței anestezicului incorporat, nu avem nevoie de altă anestezie. În mod special, dacă persoana este foarte sensibilă și are un prag foarte prost de durere, se poate aplica puțin anestezic sub formă de cremă, deci putem folosi o cremă anestezică pe care o vom lăsa cam 20 de minute în ceea ce privește anestezia în etajul mediu, deci atunci când vrem să corectăm puțin din pometele pacientei. În ceea ce privește cearcănul, nu este nevoie niciodată, nici măcar de cremă anestezică, pentru că aici este o piele foarte subțire, care nu are rezistență mare, ca atare nu va simți în niciun fel tratamentul în momentul în care este el aplicat. Pentru că în momentul în care
dorești să corectezi ceargăne sau pomeți, există o problemă și anume faptul că rare ori persoanele sunt simetrice. Deci 99% din pacienți prezintă asimetrii în diferite grade. Unii au asimetrii date de faptul că un cearcăn e mai jos și unul e mai sus. Alții au asimetrii date de faptul că uneori un pomete este mai plat, un pomete este mai bombat. Alții au deviații de sept și atunci nasul comprimă o parte și o zonă de sub ochi se pungește, cealaltă nu. În momentul în care facem tratamentul injectabil, noi lucrăm dintr-o parte. Dacă nu vom face acest marcaj, marcaj care nu este necesar atunci când lucrăm buze sau șanțuri nazogeniene, ne putem trezi că nu corectăm corect partea de asimetrie sau din potrivă că o accentuăm, pentru că nu vom plasa niciodată aceleași cantități de acid hialuronic în partea stângă ca în partea dreaptă a pacientului. Primul lucru care se marchează, Veronica, te rog să te uiți în sus, este o margine a orbitei, pentru că de multe ori punga de sub ochi sau cearcănul propriu zis coboară sub marginea orbitei, deci practic cearcănul ei, în mod normal, ar fi trebuit să fie aici. Din cauza faptului că nu are volum în pomeț și zona coborât, îl vedem în etajul inferior. Al doilea lucru pe care îl marcăm este zona de cearcăn propriu zis, pentru că este zona în care dorim să producem ridicarea. Deci, practic, ce intenționăm noi prin acest tratament este ca înălțimea triunghiului între ligament și marginea orbitei să fie redusă și zona să ascensioneze. După care vom alege punctele de injectare propriu-zisă prin reperele anatomice, în sensul că pentru fiecare persoană această zonă care unește unghiul exterior al ochiului cu marginea tragusului nu poate fi depășită. Deci niciodată nu avem voie să injectăm în etajul superior, pentru că ne putem trezi cu probleme. Aici trece o arteră foarte importantă. În al doilea rând, niciodată nu este bine să coborâm cu implantul sub linia care unește colțul buzei, pentru că ne putem trezi cu o ridicătură prea mare, ca și cum persoana ar fi plinuță la față și nu ascensionată. Și nu în ultimul rând, trebuie să rugăm pacientul să se uite drept la noi și ca să luăm linia mediopupilară, apropo de ce vorbeam noi, că nicio persoană nu este perfect simetrică. În acest triunghi, practic, vom trece la injectarea propriu-zisă pentru cearcănul ca atare, iar în acest romb vom trece la injectarea atunci când vrem să corectăm înălțimea pometului și să repoziționăm persoana respectivă. În aceste criterii de siguranță, pe lângă datele produsului respectiv, există inclusiv o etichetă care poate fi scanată și există site pe internet în care putem verifica că este o fiolă originală. În momentul în care ne hotărâm să trecem la treabă și desfacem ambalajul fiolei de acid hialuronic, vom observa că ea vine cu două ace și cu seringa preumplută. Aici sunt aceleași date de identificare pe care le avem și pe exteriorul ambalajului. Sunt etichete autocolante, o etichetă merge în fișa pacientei, o etichetă merge în consimțământul informat al pacientei, iar dacă pacienta pleacă din țară sau dorește să-și reamintească substanța exactă cu care a fost tratată, îi putem face un carnețel de pacient în care să-i lipim cealaltă etichetă rămasă. Gelul acesta de acid hialuronic este practic unul din cele mai moi geluri din lume. Are o rezistență în zona de aplicație undeva la un an și jumătate. În momentul în care alegem gelurile de acid hialuronic, practic consistența este aleasă în funcție de zona pe care dorim să o îmbunătățim. Pentru cearcăne este cea mai moale consistență, deci cea mai redusă concentrație de acid hialuronic. Cu toate astea este cross-linkat, în sensul că există legături între punțile de acid care îi fac
ca durata de viață să depășească un an. În momentul în care vom trece la etajul inferior, o să folosim un acid hialuronic mai gros. El este extrem de fluid. În general, este nevoie de o singură ședință la un an, un an și jumătate. În cazul în care pacienta prezintă pungi sub ochi sau o zonă extrem de dificilă, putem împărți fiola în două ședințe de tratament. Deci vom administra tratamentul în două ședințe separate, care se vor desfășura la un interval mediu de 3 săptămâni una de cealaltă, pentru a nu aduce o cantitate prea mare într-un singur tratament. Unu, doi, trei.